O lună, un an, o viață. Economie și investiții. Aș vrea să specific încă de la început că nu sunt consultant financiar, iar acestea nu sunt sfaturi financiare, sunt pur și simplu câteva idei pe care eu le-am folosit și mi-au folosit, așa că vi le prezint și vouă, iar voi decideți dacă le aplicați sau nu în viața voastră. Și ca altă paranteză, aș vrea să menționez faptul că știu că o grămadă de persoane nu sunt interesate de domeniul financiar, de domeniul economisirii banilor de domeniul investițiilor și așa mai departe. Așadar, dacă nu vă regăsiți în astfel de termeni, vă poftesc să căutați alt videoclip pe internet care cu siguranță vă va amuza sau vă va împlini în următoarele minute. Poate acest videoclip nu este potrivit și nu are rost să ne pierdem timpul fiecare. Hai să vedem, pentru cei care aleg să continue vizionarea acestui videoclip, hai să vedem despre ce este vorba. Este vorba despre trei trepte pe care eu le consider foarte importante, atunci când ești la început de drum, ai vrea să schimbi puțin viața din punct de vedere financiar, însă nu prea știi cum să faci lucrul ăsta. Deoarece, mulți te ia cam de, de la treapta 2 sau 3 direct. Trebuie să faci investiții, trebuie să faci aia, să faci aia, să cumperi acțiuni, să cumperi imobiliare, să investești în titluri de stat și așa mai departe. Aia este, din punctul meu de vedere, o treaptă mult peste treapta care ar trebui să zic să fie atent cel care este la început de drum în domeniul investițiilor. Hai să vedem ce înseamnă în videoclipul ăsta o lună. La ce se referă, se referă acel o lună din titlul videoclipului? Păi, se referă la următorul lucru. Presupunând că tu, cel care te uiți la acest video, vrei să schimbi viața din punct de vedere financiar, nu prea știi cum. Nu ești foarte econom, nu le ai cu investițiile, nu prea ai bani, poate chiar ai datorii. Ca idee, aș vrea să recomand și două cărți cu acest videoclip. Eu nu-ți vând nimic, nu te gândi că îți bag ceva pe gât sau ce. Nu, nu e, e indiferent pentru mine... Dacă acest videoclip îl folosești la ceva sau nu. Pur și simplu sunt doar recomandări. Hai să vedem. Prima carte, care mi se pare foarte faină pentru începători și care consider că e de mare ajutor, este acea carte, carte renumită, Cel mai bogat om din Babilon. Este și o poveste frumoasă până la urmă, chiar dacă nu iei-o cumperi să o aplici din punct de vedere financiar, financiar. Este o poveste extrem de frumoasă care îți va schimba probabil gândirea când e vorba de bani, când e vorba de salariu, când e vorba de datorile pe care le ai de achizițiile pe care le faci. Este o carte extrem de frumoasă. Și da, re, uh, probabil cea mai populară carte pe care vă recomandă toți din domeniul ăsta este acea carte de Robert Kiyosaki, Tată Bugat, tată sărac. Și acolo este o poveste, mie personal nu mi se pare foarte frumoasă. Dacă era după mine, chiar nu citeam cartea respectivă, însă, până la urmă am citit-o, că am vrut, domnule, să văd totuși despre ce e vorba. Nu sunt un fan foarte mare al lui Robert Kiyosaki și de asta n-am vrut să citesc cartea aia. de am tot amânat să nu o citesc, să nu o citesc și până la urmă am zis, ok, hai să vedem despre ce e vorba. E o poveste frumoasă și ea ar fi bună la început de drum, dar pentru mine a fost mult mai fascinantă acea carte cel mai bugand om din Babilon. Ok, trecem peste. Asta trebuia să fac la sfârșit, dar de obicei uit, așa că le-am spus la începutul videoclipului. Hai să vedem o lună. Ce vreau să zic? Încerc să fiu mai comprimat în acest video, să nu mă lungesc foarte mult. Acest termen de o lună se referă la cheltuielile tale timp de o lună. Sau veniturile tale timp de o lună. Pe timpul unei luni. Te gândești, domnule, cât cheltuie eu într-o lună de zile? Bineînțeles, mulți oameni undeva la 60-70%, poate chiar mai mulți, statistic vorbind, nu au idee pe ce și-au cheltuit banii în ultima lună. Tocmai din acest motiv îți recomand să scrii pe ceva dacă nu ai vreo aplicație pentru acest lucru. Să scrii pe ceva, domnule, am cheltuit pe mâncare, am cheltuit atâta, pe mașină, am cheltuit atât sau mașină, transport, ce folosești, divertisment, atât, rate la bancă, rate, știu eu, chirie, ce ai tu pe acolo. Atât, 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 la final tragi linie, vezi din salariu cât o mai rămas, dacă ți-o mai rămas. Așadar, tu trebuie să știi câți bani cheltuie într-o lună în mod normal, plus minus 2-3-5%, dar să fie scris cu, cu exactitate cât mai mare. Adică o marjă de eroare să zic de 5% este ok, dar mai mare de atâta nu. 5% este mult, să economisești 5% este ceva, așadar trebuie să știi unde se duc acei 5%, cât de cât. Și să știi câți bani faci într-o lună de zile, tu sau familia ta, câți bani încasează în medie. Știu că sunt persoane care nu au salariu fix sau nu au, nu are venituri fixe, s-a auzit un zgomot, again. Nu are un venit fix, așadar, poi pe ultimele, ultimele 12 luni, veniturile nete care au intrat în casă, le împarți la 12, vezi cam care este media și tu un venit de genul ăla pe lună trebuie să-l pui deoparte. Cum? Păi economisind. Tot așa voi presupune că nu ai economisit niciun ban, să zicem că pornești de la zero, este foarte greu de economisit. Este probabil cel mai greu lucru, în primul rând să economisești, după care să ai grijă de banii pe care tocmai i-ai economisit. Așadar, îți propun ca primul pas ăsta să fie, să începi să știi câți bani cheltui într-o lună în medie, câți bani cheltui într-o lună, câți bani primești într-o lună în medie și încearcă să faci în așa fel încât banii pe care îi primești să fie ceva mai mulți decât cheltui, adică să începi să economisești. Știu că sună penibil, dar îți recomand să începi cu 5 lei pe zi. Să economizești 5 lei, e, e un euro, un euro, 5 lei, pe zi. Poate să ți se pară prostesc, dar aici nu vorbim despre suma care se adună, că va dura probabil un an de zile ca să adun o sumă semnificativă, adică 5 euro ori 365 de zile, 1 euro ori 365, 365 de euro. Ar veni într-un an de zile, ceea ce, dacă mă întrebi pe mine, nu faci mare lucru cu banii Dar aici nu vorbim despre sumă. Vorbim despre educația ta, despre disciplina pe care o vei cumula cu această ocazie. Vei învăța să economisești. Nu are rost că economisești 300 de euro, că economisești 100 de euro. Poate vrei să pui deoparte 50 de cenți. Adică dacă vrei să pui deoparte 2 lei pe zi sau 1 leu pe zi, la final de an vei avea 365, dar vei avea disciplina. Și ți intră aici, în tărtăcuță, îți intră acea obișnuință să pui deoparte, să pui deoparte. Și poate că primele luni va fi greu. Primul an poate va fi greu. Deci nu te gândi că lucrul ăsta se va rezolva într-un an, doi. Nici măcar în cinci. Gândiște că lucrul ăsta l faci, cum am zis și în titlu, pe viață. Dacă vrei să-l faci, bineînțeles. Dacă ești unul din aia care n-au nicio treabă cu acest videoclip, nu știu de ce ne-a ieșit până acum de pe acest video sau de pe acest canal. Bun, care este treaba? Trebuie să pui deoparte, indiferent, eu nu zic în cât timp să pui tu deoparte, să-ți faci venitul net pe o lună. Îl pui deoparte. Ce vei face cu banii Îi vei folosi. Este fondul de urgență. În... Despre acest fond am mai vorbit și în secțiunea de membrii. Am dat acolo o grămadă de detalii, dar să zic și acum, ăsta este fondul de urgență în cazul în care apare ceva neobișnuit în viața ta. Se strică mașina dacă ai mașină. Poate se strică frigiderul, mașina de spălat, aragaz, o ușă, un calculator, știu eu ce să mai strică la tine și trebuie înlocuit sau reparat. Vei folosi de acolo banii după care vei pune înapoi să ai fondul respectiv, fond de urgență, care să-ți acopere cheltuielile toate timp de o lună în caz de ceva. Deci un venit, venitul pe o lună net. Că e vorba de venitul familiei, poate e un venit de 5.000 de lei, poate e venit de 10.000 de lei sau de 3.000 de lei. Sau de 100.000 de lei, eu știu cât e. Deci eu nu zic suma, o zic un venit sau un salariu net pe lună. Să-l pui parte să-l ai ca fond de urgență pentru situațiile imprevizibile. Am un video despre situațiile imprevizibile, impre, imprevizibile care, de fapt, sunt viz, previzibile, dar dacă vrei să cauți, vei găsi. Dacă nu, asta e, trecem peste. După ce ai pus deoparte și ai acel fond de urgență care să-ți acopere cheltuielile pe care nu le poți preconiza sau cheltuielile problematice sau care să-ți acopere toate cheltuielile timp de o lună, deja, cum am zis, vei avea o disciplină și vei fi învățat să economisești. Poate să dureze chiar și 2-3 ani lucrul ăsta. Poate te ți se pare o prostie, nu nicio problemă, mergem mai departe. Hai să vedem un an. Deja trecem la treapta 2. Uite că a trecut de, au trecut deja vreo 10 minute. Treapta 2. Treapta 2 este cam așa. Tu deja ai o disciplină, știi să economisești, poate că ți-ai crescut nivelul de economisire de la 1 euro pe zi, poate la 2 sau la 3 euro, acum în funcție și de capacități dacă nu prea ai de unde să economisești și toată lumea spune așa, domnule, deci mă refer la cei care nu au economii. Spun, domnule, de unde? De unde să economisești că și așa n-am bani? Ei bine, mărește-ți veniturile. Faci tot ce poți să-ți mărești veniturile. Altfel n-ai cum să economisești. Asta e clar. Deci, încearcă pe cât posibil să-ți scazi din cheltuieli unde se poate și încearcă să-ți mărești veniturile pe cât posibil. În tot acest timp. Adică pe viață, cum ar veni. Bun. Deci, pe un an, care e faza? Păi aici îți recomand să-ți folosești toate cunoștințele. Poate că între timp, cum am zis, mai citești o carte, mai auzi un podcast și cu siguranță faci lucrul ăsta, deoarece, deoarece știu că așa se procedează și eu am făcut la fel și recomand tuturor. Poți să-ți cumperi cărți, poți să le asculți, îți faci abonamente, de exemplu, la Voxa. 50 de lei cred că este pe lună. Poți să asculți cărți, audio. Dezvoltare personală, economie, finanțe. Ian Cuguda are o carte foarte bună pe care am mai recomandat-o. Bine, el are două cărți sau mai multe, dar una sigur e destul de ok. Deci sunt multe cărți pe care le poți citi sau chiar asculta. Voi face probabil un video în care să spun vreo cinești de cărți să recomand, vreo cinești de cărți pe care eu le-am le -am citit și să vă faceți o idee. În cazul în care sunteți în pană de idei, doamne, cam astea le-am citit și asta le pot recomanda. Sau poate chiar mai multe. Eu, eu m-am gândit să fac un video cu 52 de cărți, deoarece în fiecare an sunt 52 de săptămâni. Și o carte pe săptămână, bine, poți să citești și mai puțin, că nu prea ai cum să citești o carte pe săptămână, mai ales dacă lucrezi și așa mai departe. Dar trecem peste. Probabil voi face un video cu acele cărți pe care eu le, -am, le recomand, nu cu care, pe care le-am citit, pentru că sunt o grămadă, dar pe care cumva le recomand. Trecem peste. Deci după ce ai economisit venitul tău net de pe o lună de zile, îți recomand să economisești pentru a acumula venitul tău net pe un an. Și acum o să întrebă, da' ești nebun? Cum să am eu atâția bani? <laughs> La început pare mult. Ulterior o să pară super tare după ce se adună o lună, două, trei, patru, cinci. La fel și pasul ăsta poate să dureze ani de zile. Dacă cumva nu găsești o logică în chestia asta, gândește-te că Toată lumea, nu majoritatea, toată lumea, toți oamenii, toate familiile care sunt bogate, au la degetul mic venitul ăsta, adică economiile astea. Deci ei au pe 10, pe 20, pe 200 de ani bani de tocat. Dacă să zicem că se opresc, gata, nu mai produc niciun ban, o grămadă de familii din lumea asta au bani pentru o generație, două, ca să toace efectiv dacă e să trăiască la nivelul de astăzi. Așadar, dacă vrei să fii și tu un om mai împlinit din punct de vedere financiar, îți recomand să începi să-ți pui deoparte. Și acum nu să-i ții la ciura, pentru că dacă acea sumă pentru urgențe, fonduri de urgență, dacă suma aia o poți ține pe card sau poate chiar acasă, vorba aia la saltea, nu recomand lucrul ăsta, că îl, îl consider de modă veche. Dar dacă tu vrei să ții suma respectivă, indiferent cât ar fi, dacă vrei să ții acel fond la îndemână, Poți să-l ții pe card, da? No, dacă ești mai altfel și vrei să-l ții sub formă de cash, poți să-l ții fără nicio problemă. Dar dacă ăsta poți să-l ții acasă, e bine, venitul pe una nu ai cum să-l ții acasă și îți recomand să, în timp ce-l aduni, la fiecare 2-3 luni de venit net, adică noi ne referim aici la un venit net pe 12 luni, deci trebuie să faci banii aia, să economisești banii respectiv, să-i înmulțești dacă se poate, dar măcar să economisești și să ai. În cazul în care rămâi fără loc de muncă, în cazul în care rămâne soția sau soțul fără loc de muncă, în cazul în care se strică, cum am zis, mașina și poate trebuie înlocuită, nu mai merge reparată sau efectiv vrei să faci tu nu știu ce modificări în viața ta, vrei să schimbi locul de muncă, nu neapărat că rămâi fără, poate vrei să-l schimbi, poate trebuie să te muți în alt oraș, ai nevoie de o grămadă de bani. Ei, poți să apelezi la fondul respectiv, ca să nu te milogești din stânga în dreapta să ceri împrumuturi pe care nu prea ți le dă lumea, că lumea nu-ți dă împrumut atunci când ești în impas nu ză nici banca. Dacă te duci la bancă și mi-am pierdut locul de muncă, nu dai și mie 3000 de euro. Ei, hey, e javar. Asta e realitate. Deci nu că zic eu, nu, nu, vreau să jignesc pe nimeni, doamne fer. Asta este realitatea. Când ești la impas, lumea se ferește să-ți dea bani. Când îți merge bine, mai degrabă ză, că știe că recuperează. Dar când ești cu probleme, nu prea. Atunci e bine să ai tu, să te împrumuți tu pe tine. Adică, ai înțeles. Banii ăștia recomand, faceți cum considerați, dar eu recomand fie să-i țineți la bancă cu depozite de astea care au o scadență la 3 luni, să zicem, ai făcut bani pe 3 luni, ai băgat în depozit cu scadență la 3 luni, că dacă tu vei avea nevoie de bani, ei primul depozit, scoți primul depozit care are scadența, să zic astăzi, următorul oare peste 3 luni și te descurci, fără să pierzi dobânda. Dacă nu poți să investești în titluri de stat, recomand titlurile de stat, sunt o opțiune cumva foarte sigură. Randamentele sunt mici, dar măcar mergem pe variante de conservare dacă nu avem cunoștințele necesare pentru a investi în altceva. Dar atenție, banii ăștia pe 12 luni trebuie ținuți într-un fel în care conservarea să fie prioritară nu să-i mulțim. Nu mergem pe variante că, vai, Doamne, să-i mulțim, nu știu ce. Trebuie să-i ai la îndemână, cumva, și într-un fel maxim de conservare, adică să-i ai acolo măcar suma respectivă. Zic ca să nu investim în ceva foarte riscant, să ne trezim că nu-i mai avem și noi ne-am bazat pe ei. Titluri de sat puteți, de exemplu, să cumpărați și titlurile varianta Fidelis de pe BVB și acolo puteți lua, să zic, pe 10 ani sau pe 6 ani sau pe cât se poate, cu o dobândă destul de ok, în momentul în care vindeți, de obicei încasat și acea mică dobândă uh, care vi se cuvine, la zi. Deci pe bursă, la titlurile de stat Fidelis, se poate încasa la zi. Dacă cumperi, cum am zis în alt video de la poștă, nu n cum să recuperezi dobânda dacă tu vrei să scoți banii mai repede, dar pe bursă se poate să vinzi titlurile atunci când vrea mușchiul tău și să iei dobânda la zi. Bun, deci banii ăștia să i ții pe 12 luni. Poate că la început o să vi se pară mult, nu ăștia pe un an, poate vi se pare mult banii ăia pe o lună. Că, nu, dacă nu ești obișnuit cu asta, e greu. Dar după ce adun cunoștințe și adun și bănuții de -o parte, îs pentru tine, nu pentru mine. Deci tu faci ce vrei cu banii tăi, cu viața ta. Dar consider că e ok să pui de -o parte, pentru că îți va schimba ție viața și nu în rău. Mai bine zis, îți va schimba în bine. Așadar, dacă la început o să ți se pară mult aceste sume, pentru că eu nu știu care sunt sumele, eu le zic veniturile tale. Și atenție, mărește veniturile lunare. Nu sta pe salariul minim, nu sta pe venituri doar să, să trăiești. Încearcă să-ți mărești veniturile cât mai mult, dacă se poate de la un an la altul. Bun. După ce vei avea și suma asta de bani, poate cum am zis, la început o să se pară mult, dar după ce o vei avea, consider că au trecut câteva luni sau câțiva ani și vei aduna cunoștințe, vei cumula cunoștințe, vei citi cărți, cum am zis, te vei interesa în stânga, în dreapta, poate ai un cont deschis la bursă, poate între timp ai mai adunat și bani, pe, nu știu, ai adunat alți bani în afara acestui fonduri care este fond de siguranță. Orice ți se întâmplă, dacă ai fondul ăsta la îndemână, consider că viața este mult, mult mai frumoasă nici nu-ți pasă dacă șeful vine și zice te dau afară, dă mă nene, că eu îmi permit să stau un an de zile, un an sabatic mi-l permit cu familia întreagă și așa să stau liniștit acasă, pur și simplu să caut un alt loc de muncă care, în care să fiu mai apreciat și mai valoros poate. Așadar, stresul de la locul de muncă, stresul de la viața de zi cu zi va dispărea în cantitate extraordinar de mare odată ce ai aceste fonduri puse deoparte, bani care îți muncize tine, bani puși deoparte cu ajutorul cunoștințelor tale și cu abilitățile și capacitățile tale cu disciplina ta, îi vei avea, vor fi banii tăi, bani care îți vor fi la îndemână. Ei bine, aici intervine o problemă. Sunt foarte mulți oameni care ajung până la acest pas, însă îi fură dorința de a avea o mașină frumoasă, o vacanță extraordinară unde să-și facă o grămadă de poze pe care apoi să le publice pe Facebook. Sperând că vor primi nu știu câte like-uri sau pe Instagram sau pe TikTok. Am ajuns în Germania, am ajuns în Tenerife, am ajuns în Dubai și s-ar putea să facă praf banii ăștia în câteva luni sau în câteva săptămâni. Și va fi greu să o ia de la început. Însă, considerând și mergând pe varianta că vei fi mult mai precaut cu privire la aceste lucruri, atenție, între timp îți recomand să mai mergi într-o vacanță, să mai poate dacă îți dorești să ți iei o mașină, să ți o schimbi mașina, să ți iei una mai bună, dar nu foarte scumpă, sau să-ți mai faci și plăcerile astea micuțe ca să nu ajungi să strângi cureaua la maxim și după aia, cum am zis, să refulezi și să-ți faci praf toți banii pe motiv că, lasă că am stat, uite, 10 ani și nu m-am pus deoparte, vreau să mă simt bine. Eh, asta s-ar putea să dăuneți, dar să zicem că nu va fi cazul uh, la noi. Ce vom face după, acest, uh, după această treaptă, după acest pas? Păi după acest pas, după cum am zis, cunoștințele tare presupunând că vor fi mult mai avansate față de cum erau în momentul în care tu ai început să mergi pe cărarea asta, Vei avea probabil cunoștințe în ceea ce privește investițiile, că vor fi investiții la bursă, în acțiuni, că vor fi ETF-uri mai sigure, că vor fi în imobiliare. Partea proasă pe care o văd eu la imobiliare, în perioada asta cel puțin, dar e și o parte generală și doar actuală. Partea generală este că pentru a investi în imobiliare, în apartamente, case fizice, dar vorbim de apartamente deoarece casele sunt foarte riscante din punct de vedere investițional, apartamentele sunt scumpe, dar nu, nu, în sensul, au un preț mare, adică ai nevoie, nu neapărat că sunt scumpe sau supraevaluate sau așa, că nu, în funcție de piață, de cerere și așa mai departe, dar pentru a cumpăra un apartament pe care să-l dai în chirie, că nu, să zicem că-l dai în chirie, fie că-l dai în regim hotelier, fie că-l dai în chirie de asta normală, vei avea nevoie de o sumă foarte mare de bani, sumă de bani pe care nu prea o ai în mod normal. Și mai e o chestie, dacă tu vei avea nevoie din banii aia de ceva sumă ca să-ți faci o plăcere sau să investești într-o oportunitate de moment, tu nu vei putea să vinzi o bucată din apartamentul ăla și să faci altceva cu banii. Tu va trebui să vinzi tot apartamentul ca să folosești o parte din bani. Și nu mi se pare ok. Dacă, să zicem, că ai avea milioane de euro investiți și prin milioanele de euro mai ai și câteva apartamente, atunci da, pentru că e un procent. Să zic că ai un apartament 2-3 din 3 milioane de euro, este un procent din milioanele alea și nu prea-ți pasă, dar când toate economiile tale se duc într-un apartament pe care să-l dai în chirie, atunci mi se pare riscant pentru că nu există acea granularitate, adică să poți vinde pe bucăți și repede. Că mai e o chestie, degeaba îl vinzi pe bucăți. Să zic că faci tu o schemă prin care să vinzi doar o parte, nu știu, 5% din apartamentul. Nu ai cum în România, dar să zicem. Adică nu ai cum că nu e o erazna, știi? Teoretic ai avea cum să faci o cotă parte, nu știu ce, dar n-ai cum să-l valorifici corect și pe termen lung și așa mai departe. Dar și dacă ai putea face lucrul ăsta, ar fi cosisitor și durează. Dar, așa dacă îți diversifici banii de apartament, îți diversifici în alte forme, vei avea acces la ei mai ușor și mai repede și mai cum vrei tu să o iei. În fine, așadar, după ce ți-ai pus și suma asta, consider că ai suficiente abilități încât să investiști acolo unde vrei tu și să continui să economisești pentru tot restul vieții. Atenție, acest videoclip nu este făcut în așa fel încât. Să te pună să fii chitros, să te pună să nu mai ieși în oraș, să nu mai dai bani pe distracții și așa mai departe. Pur și simplu, ceea ce recomand eu este ca, probabil începând de astăzi, nu recomand să începi din ianuarie sau de la începutul lunii sau de la începutul săptămânii. Îți recomand, dacă vrei să faci o schimbare în viața ta, în orice privință, nu neapărat în ceea ce privește acest videoclip, dacă vrei să faci o schimbare în viața ta, fă-o din acest moment. Personal nu îmi plac acele variante în care a, de luna viitoare de la întâi, de anul viitor de la întâi. Pff, Este o amânare, e clar că nu vrei să faci schimbarea. Dacă o faci din momentul ăsta, partea bună este alături de tine. <laughs> Și succesul aproape că ți aparține. Bun, cam atât. Consider că e foarte important să economisim undeva la 5% din venituri, 10% dacă se poate și să facem în așa fel încât pentru început să-i folosim sub formă de conservare sau să-i punem într-o formă de conservare. N-are rost să economisești 1000 de euro, 2000, 5000, 10.000 de euro și să-i bagi în investiții, speculații, mai degrabă zis, dar de sunt super, super periculoase, unde șansele să-i pierzi sunt destul de mari. Deoarece îți vei pierde entuziasmul acestor lucruri, adică îți vei pierde entuziasmul cu privire la economisire, îți vei pierde entuziasmul și motivația cu privire la investiții, vei crede că toate investițiile sunt un schem, sunt niște porcării, nu merită. Luați în considerare cei care vă prezintă astfel de lucruri și începeți să-i huiduiți. Și tocmai de asta am zis și la începutul videoclipului: dacă ești printre persoanele care pur și simplu sunt reticente cu privire la investiții și economii, nu are rost să urmărești videoclipul ăsta, deoarece nu e pentru tine, ne pierdem vremea reciproc. Bun, cam atât aș vrea să zic. Vă mulțumesc pentru vizionare, vă aștept în comentarii să îmi puneți întrebări. Aș vrea să îmi puneți niște întrebări la care să vă pot răspunde cu astfel de videoclipuri și să contribuim pe cât posibil la o educație financiară atât cât se poate nu sunt profesionist în domeniu, dar cât știu, încerc și eu să dau mai departe, să contribuim la o educație financiară mai bună, puțin, ca să ne fie nouă bine. Nu pentru alții, pentru noi. Îți curios cum ți s-a părut acest video, abia aștept să-ți citesc părerea în comentariu sau într-un mesaj. Îți mulțumesc pentru vizionare, te salut, o zi frumoasă!